Salutare și bine v-am găsit! Vom rezolva al doilea test de antrenament propus pentru pregătirea examenului de BAC 2021 Profil Științe ale Naturii. Însă, înainte de a merge mai departe, lasă un like, abonează-te și apasă clopoțelul pentru a nu pierde nicio lecție nouă. Începem cu subiectul întâi roman. La primul punct, va trebui să determinăm modulul celui de-al cincilea termen al progresiei geometrice BN, știind că B1 este egal cu minus 1 și B2 este egal cu 3. Haideți să vedem cum facem acest lucru. Deci noi va trebui să-l aflăm pe B5. De fapt, modulul lui B5 va trebui să-l aflăm. Și noi știm că B1 este egal cu minus 1 și B2 este egal cu 3. Din aceste două informații, că B1, primul termen, este minus 1 și B2 este 3, putem afla rația, care la progresie geometrică este notată cu Q și va fi egal cu B2 supra B1. Și vom obține 3 supra minus 1, am obținut rația minus 3. Iar acum, pentru a afla pe B5, va fi egal cu B1 cu rația la puterea în minus 1, adică 5 minus 1 la puterea 4. Pentru că formula termenului general este Bn egal cu B1 ori Q la n minus 1. Iar acum vom înlocui B5 va fi egal cu B1 minus 1 o rația minus 3 la puterea 4. Deci B5 va fi egal cu minus 1, minus 3 la putere pară va fi cu plus rezultatul, iar 3 la puterea 4 ne va da 81. Deci am obținut că B5 este egal cu minus 81. Iar modul de B5, pentru că trebuie să aflăm modulul celui de al cincilea termen, va fi egal cu 81. Da? Pentru că minus 81 în modul ne va da un număr pozitiv, adică 81. La punctul 2 avem funcția f de x și va trebui să determinăm mulțimea valorilor reale a lui x pentru care f de x mai mare decât 0. Deci atunci vom lua funcția f de x, care este 2x la 2, minus 2x la 2, plus 7x plus 9, mai mare decât 0. Deci vom avea o inecuație de gradul 2. Va trebui să facem delta, care este b la a doua minus 4ac. Haideți să scriem și coeficienții. Deci avem a-ul este minus 2, b-ul este 7 și c-ul, termenul liber, este 9. Și pentru a afla delta vom avea 7 la puterea 2 minus 4 ori A, adică ori minus 2, ori C, ori 9. Și va fi egal cu 49. Avem minus cu minus, va fi plus. 4 ori 2, 8 ori 9, ne va da 72. Și va fi egal cu 121. Deci am obținut delta 121. Iar acum x1, 2 va fi minus B plus sau minus radical din delta supra 2 ori A. Și de aici vom obține, haideți să înlocuim minus B, adică minus 7 plus sau minus radical din delta, adică radical din 121, supra 2 ori minus 2. Deci va fi egal cu minus 7 plus sau minus 11 supra minus 4. Iar de aici va rezulta x1, îl vom lua minus 7 plus 11 supra minus 4, care va fi egal cu minus 7 plus 11 va fi 4 supra minus 4, ne va da minus 1. Și x2 va fi minus 7 minus 11 supra minus 4. Asta înseamnă minus 18 supra minus 4. Dacă o simplificăm prin 2, vom obține minus cu minus va fi plus, deci vom obține 9 supra 2. Și pentru că avem inecuație de gradul 2, va trebui să facem tabel de semne. Și vom avea x
Și funcția noastră, f de x, este definită pe r, adică de la minus infinit la plus infinit, și cu soluțiile minus 1 și 9 supra 2, iar le punem 0, între rădăcini, semn contrar lui a, dar a-ul nostru este cu minus, deci vom pune semnul plus, iar în afară același semn ca și a. Și noi, inecuația este mai mare decât 0, deci vom lua intervalul minus 1, 9 pe 2. Deci, ca soluție, vom scrie că x aparține intervalului deschis, pentru că avem doar semnul mai mare, minus 1 și 9 supra 2. Deci aceasta este mulțimea valorilor reale a lui x pentru care funcția este mai mare decât 0. Haideți să trecem la punctul 3. Rezolvați mulțimea numerelor reale ecuația. Logaritm în baza 3 din x minus 1 egal cu logaritm în baza 3 din 6 minus x minus 2. Prima dată la logaritm vom începe cu condițiile de existență. Deci condițiile de existență. Deci x minus 1 mai mare decât 0 rezultă că x este mai mare decât 1, iar de aici rezultă că x va aparține intervalului deschis 1 și plus infinit. Și luăm și cea de-a doua, deci vom pune condiție la logaritm în baza 3 din x minus 1 și logaritm în baza 3 din 6 minus x. Și îl vom mai lua pe 6 minus x mai mare decât 0, deci rezultă că minus x va fi mai mare decât minus 6. Vom înmulți cu minus 1 și vom avea x mai mic decât 6. Deci atenție, când înmulțim o inecuație cu minus, se schimbă și direcția semnului, deci de aici rezultă că x aparține de la minus infinit la 6. Iar acum cele două intervale le vom intersecta și în x, deci ca și condiție finală, x trebuie să aparțină intervalului deschis 1, 6. Iar acum am pus condiția de existență și va trebui să rezolvăm această ecuație logaritmică. Pentru că avem în partea dreaptă pe 2, va trebui să-l scriem și pe 2 ca și logaritm. Deci vom scrie în schimbare logaritmul în baza 3 din x minus 1 va fi egal cu logaritmul în baza 3 din 6 minus x, iar acum pe 2 îl vom scrie ca logaritmul în baza 3 din 3 la a doua. Pentru că puterea la logaritm trece în față, ar veni 2 logaritm în baza 3 din 3, logaritm în baza 3 din 3 este 1. Iar acum, în partea dreaptă, minusul între logaritm va fi operație de împărțire. Deci vom scrie logaritmul în baza 3 din x minus 1 egal cu logaritmul în baza 3 din 6 minus x, totul supra 3 la a doua, adică supra 9. Iar acum avem logaritmul în baza 3 în partea stângă egal cu logaritmul în baza 3 în partea dreaptă, deci putem lua x minus 1 egal cu 6 minus x supra 9. Iar de aici îl vom afla pe x. Haideți să mulțim cu 9 pentru a scăpa de numitor. Iar acum în partea dreaptă vom avea 9 pe lângă x minus 1 egal cu 6 minus x, pentru că 9 cu 9 se reduce. Avem 9x minus 9 egal cu 6 minus x. Ce-i cu x? În partea stângă, deci vom avea 9x plus x egal cu 9 plus 6 și ne va da 10x egal cu 15, deci de aici rezultă că x va fi 15 supra 10, se simplifică prin 5, sus rămâne 3 și jos 2. Deci x ne va da 3 supra 2, soluție care se încadrează în intervalul nostru de mai sus, da? Deci vom putea scrie ca soluție finală s egal cu 3 supra 2. Trecem la problema 4. Determinați numărul natural n, n mai mare sau egal decât 2, pentru care avem combinări de n, luate câte n minus 2, minus aranjamente de n, luate câte 1, egal cu 5. Haideți să ne reamintim formula combinărilor. Deci avem combinări de n luate câte k, îl vom scrie n factorial supra k factorial pe lângă n minus k factorial. Și formula aranjamentelor va fi n factorial supra
n minus k factorial. Deci avem combinări și aranjamente. Haideți să scriem acum combinări de n luate câte n minus 2 și vom avea n factorial, adică numărul de jos, n factorial totul supra, k factorial, termenul de sus, n minus 2 factorial, totul pe lângă n minus k, n minus n minus 2, punem așa pentru că va trebui să schimbăm semnele, minus aranjamente de n luate câte 1, va fi n factorial, totul supra, n minus 1 factorial, egal cu 5. Haideți să vedem ce calcule mai putem face jos. Deci doar în paranteze, da? Deci dacă desfacem paranteza, observăm că n cu n o să ni se simplifice și vom mai avea minus minus 2, adică plus 2. Minus n factorial supra n minus 1 factorial. Bun. Și pentru a rezolva factorialul. Deci începem tot timpul între n factorial și n minus 2 factorial, ne gândim care este termenul mai mic. N minus 2, evident. Și atunci, pe n factorial îl vom scrie n minus 2 factorial și numerele până la n, adică mai avem n minus 1 ori n. Totul supra n minus 2 factorial. Minus, la fel, dintre n factorial și n minus 1 factorial, mai mic este n minus 1 factorial. Deci îl vom scrie de la n minus 1 factorial ori n. Totul supra n minus 1 factorial. Egal cu 5. Observăm că se simplifică factorialele și în partea stângă și ecuația din partea dreaptă și ne va rămâne n pe lângă și aici mai avem 2 factorial. Atenție! Deci vom mai avea ori 2. N pe lângă n minus 1 totul supra 2 minus n egal cu 5. Deci avem o fracție, haideți să o mulțim cu 2, să scăpăm de numitor. Deci fracția cu 2 scapă de numitor, restul numerelor se mulțesc toate cu 2. N pe lângă n minus 1 minus 2n egal cu 10. Și vom avea n la a doua minus n minus 2n egal cu 10. Deci formăm o ecuație de gradul 2, n la a doua minus 3n minus 10 egal cu 0. Și vom avea. Va trebui să facem delta N1, N2 și să vedem care sunt soluțiile bune. Deci dacă avem ecuația N la 2 minus 3 N minus 10 egal cu 0, haideți să scriem A-ul este 1, B-ul este minus 3, C-ul este minus 10. Și acum delta va fi B la 2, adică minus 3 la 2, minus 4, ori A, ori 1, ori C, ori minus 10. Și vom avea 9, minus cu minus va fi plus, plus 40, ne va da delta 49. Și N1, 2 va fi minus B, plus sau minus radical din delta, asupra 2 ori A. Iar de aici, haideți să-l facem pe N1 și pe N2. Minus B, minus minus 3 va fi 3, plus radical din delta, radical din 49 este 7, asupra 2 ori A, asupra 2. Deci vom avea 10 supra 2, ne va da 5. Și în 2 va fi 3 minus 7 supra 2, va fi minus 4 supra 2, va fi minus 2. Dar pentru că n, deci ne spune condiția, da? N este mai mare sau egal decât 2, deci singura soluție este 5. Deci S este egal cu 5, pentru că avem condiția n mai mare sau egal decât 2. Deci, cu soluția 5 am ajuns la răspunsul final. Acum trecem la problema 5. Avem un reper cartezian XOY și avem punctul A de coordonate 3 și minus 1, numărul real M și dreapta D de ecuație. Deci avem punctul A de coordonate 3 și minus 1, dreapta D, care este Y egal cu M minus 1, ori x minus 2m și va trebui să se determine numărul real m pentru care
Distanța de la punctul A la dreapta D este egal cu 0. Deci, ca un punct să aparțină unei drepte, deci dacă distanța de la A la D rezultă că A aparține lui D, dacă și numai dacă, deci noi va trebui să înlocuim, acesta este X-ul, și minus 1 este Y-ul, da? Și pentru ca un punct să aparțină dreptei, trebuie să înlocuim aceste valori în dreapta Y. Da? Și în loc de Y vom pune 3 egal cu, deci se scrie, rezultă că A aparține lui D. Deci în loc de Y punem 3 egal cu M minus 1, în loc de X, nu, în loc de Y pune minus 1. Că trebuie să începem cu Y. Minus 1 egal cu M minus 1 ori, în loc de X vom pune 3, minus 2M. Și am obținut o ecuație în M, iar de aici vom putea să-l aflăm pe M. M va fi egal cu 3M minus 3 minus 2M. Vom trece în partea stângă. Minus 3M plus 2M va fi egal cu minus 3, rămâne partea lui și minus 1 îl trecem cu plus 1. Și vom avea minus M egal cu minus 2. Deci M va fi egal cu 2. Deci pentru M egal cu 2 vom avea dreapta și distanța de la punctul A la punctul D este 0. Și mergem la problema 6. Va trebui să se determine. Deci avem cos de pi minus 2x. Știm că x e număr real și cos de x este 2 supra 3. Păi, cosinus de pi minus 2x putem să-l scriem ca și minus cosinus de 2x. Da? Iar acum, formula, noi știm formula cosinus de 2x, îl putem scrie ca 2 cos pătrat de x minus 1, da? Și pentru că avem minus în față, vom scrie minus 2 în paranteză cosinus pătrat de x minus 1, da? Va fi egal cu, haideți să-l punem pe 1 minus 2 cosinus pătrat de x. Dar cosinus de x îl știm că este 2 pe 3, deci vom putea scrie 1 minus 2 ori 2 supra 3 la puterea a doua. Și va fi egal cu 1 minus 2 ori 4 supra 9, va fi egal cu 1 minus 8 pe 9. Vom aduce la același numitor cu 9 și ne va da 9 minus 8 supra 9, deci va fi 1 supra 9. Ceea ce trebuia să aflăm. Subiectul 2 roman. Primul punct, matrice. Avem o matrice de 3 linii, 3 coloane. Iar la punctul A va trebui să arătăm că determinant de A de 2 ne va da minus 3. Haideți să calculăm determinant de A de 2. Avem matricea A de A. Da? Și dacă va trebui să calculăm matricea A de 2, da? Înseamnă că pe A îl vom înlocui cu 2 la primul punct. Și determinantul va arăta în felul următor. 3, 1, minus 1, 1, minus 2, 1, 2, 2 și minus 1. Iar acest determinant îl vom putea calcula fie cu regula triunghiului, fie cu regula lui Sarus. La regula triunghiului va trebui să facem triunghiuri pe diagonala, după diagonala principală și după diagonala secundară. Dar la Sarus vom putea copia primele două linii jos și vom înmulți elementele. Prima dată mergem pe diagonala principală și elementele, liniile care se formează după diagonala principală, care arată așa. Și vom avea 3 ori minus 2 ori minus 1, care sunt 2 de minus, deci e plus 6, plus 1 ori 2 ori minus 1. Asta înseamnă minus 2. Apoi 2 ori 1 ori 1 vom avea plus 2. Și acum vom merge pe diagonala secundară. Și vom avea minus 1 minus 2 ori 2 și acum ce se formează sub diagonala secundară?
Deci voi puteți alege ce este mai ușor pentru voi, regula triunghiului sau regula lui Sarrus. În descriere vă voi lăsa videourile cu ambele metode. Și acum, atenție, diagonala secundară este cu minus. Minus 1, minus 2 ori 2 ne va da plus 4 și cu minusul din față este minus 4. Apoi 1 ori 2 ori 3 ne dă minus 6. Iar apoi, minus 1 ori 1 ori 1 este minus 1 și cu minusul din față va fi plus 1. 2 cu minus 2 se reduce, 6 cu minus 6 se reduce, vom avea minus 4 plus 1 care ne va da minus 3. Deci, la punctul A trebuia să aflăm că determinant de A de 2 este minus 3. Iar acum la punctul B. Determinați numere reale A pentru care matricea B de A este egal cu matricea A de A ori A de A are două elemente egale cu 0. Haideți să vedem cum facem acest lucru. Va trebui să înmulțim matricea A de A cu matricea A de A. Deci, haideți să le scriem. 3, 1, minus 1, 1, minus A, 1, 2, A și minus 1. Ori, încă o dată, matricea A de A. Și aici, atenție la calcule și la semne. Deci, prima dată va trebui să facem prima linie cu prima coloană, element cu element. Și va fi. Deci, va trebui să mulțim. Deci, mulțim 3 ori 3 plus 1 ori 1 plus minus 1 ori 2. Este primul element. Voi scrie detaliat ca să vă dați seama. Apoi mergem la prima linie cu a doua coloană pentru al doilea element. Și vom avea 3 ori 1. Haideți să scriem colorat. 3 ori 1 plus 1 ori minus a plus minus 1 ori a. Da? Iar acum vom avea tot așa prima linie cu ultima coloană și va fi 3 ori minus 1 plus 1 ori 1 plus minus 1 ori minus 1. Acestea sunt elementele de pe prima linie. Iar acum vom avea a doua linie cu prima coloană și vom avea 1 ori 3 plus minus a ori 1 plus 1 ori 2. Mergem la, tot așa, a doua linie cu a doua coloană și vom avea 1 ori 1 plus minus a ori minus a și plus 1 ori a. Iar acum vom merge la, păstrăm aceeași linie, ultima coloană. Și vom avea 1 ori minus 1 plus minus a ori 1 plus 1 ori minus 1. Iar acum va trebui să facem elementele de pe ultima linie. Și vom merge cu elementele de pe ultima linie cu prima coloană. Și vom avea 2 ori 3 plus a ori 1 plus minus 1 ori 2. Ultima linie cu coloana din mijloc. Și vom avea 2 ori 1 plus a ori minus a plus minus 1 ori a. Și acum ultima linie, ultima coloană. 2 ori minus 1 plus a ori 1 plus minus 1 ori minus 1. Deci acesta este determinantul, este înmulțirea celor două matrice. Haideți să facem calculele.
Deci am obținut 9 plus 1 este 10, 10 minus 2 este 8. Apoi 3 și vom avea minus a, minus a, minus 2a. Apoi minus 3 plus 1, minus 3 plus 1, minus 2, plus 1, minus 1. Vom avea 3 plus 2, 5 minus a. Apoi 1 plus a la a doua plus a. Haideți să scriem în ordine. A la a doua plus a plus 1. Apoi vom avea minus a minus 2. Apoi vom avea a 6 minus 2 a plus 4. Pe urmă vom avea minus a la a doua, minus a, le-am ordonat și după grad și plus 2. Iar apoi vom avea minus 2 plus a, deci adică a, minus 2 plus 1 minus 1. Deci aceasta este matricea B de A. Da? Am înmulțit matricea A de A cu matricea A de A. Și am obținut aceste elemente. Problema ne zice că determinați numerele reale A pentru care matricea are două elemente egale cu 0. Deci ce putem face e unde avem A, deci toate elementele cu A, să le egalăm cu 0, să vedem ce obținem. Și vom avea, haideți să le luăm în ordine, 3 minus 2A egal cu 0. Deci rezultă minus 2A egal cu minus 3. Va rezulta că a va fi egal cu 3 supra 2, prima valoare. Apoi 5 minus a și apoi vom vedea ce ne spun aceste valori. Va fi minus a egal cu minus 5, rezultă că a va fi egal cu 5. Apoi mergem la a la a doua plus a plus 1 egal cu 0. Aceasta este ecuația de gradul 2, rezultă că delta va fi b1 minus 4ac, deci delta ne dă negativ, deci nu are soluții. Nu aparțin lui R. Deci o lăsăm. Minus a minus 2 egal cu 0. Deci rezultă că minus a va fi egal cu 2. Deci de aici rezultă că a va fi egal cu 2. Cu minus 2. Că e minus a egal cu 2, a este minus 2. Apoi luăm pe a plus 4 egal cu 0. De aici rezultă că a va fi minus 4. Da? Și mai avem, haideți să luăm așa, a minus 1 egal cu 0, rezultă că a egal cu 1 și mai avem ecuația de gradul 2, minus a la a doua minus a plus 2 egal cu 0, deci de aici din nou delta, b la a doua, adică minus 1 la puterea a doua este 1, minus 4, OAC va fi plus 8. Delta ne dă 9, iar aici A1, A2 este minus B, minus minus 1 este 1, plus sau minus radical din 9, care este 3, supra 2 ori A, adică minus 2. Și de aici rezultă A1 va fi 1 plus 3, 4 supra minus 2 este minus 2, și A2 va fi 1 minus 3, minus 2 supra minus 2, care va fi 1. Și ce observăm? Am obținut două elemente. Deci am obținut odată a egal cu minus 2 și a egal cu 1 și din nou a egal cu minus 2 și a egal cu 1. Iar dacă aceste valori se înlocuiesc în matrice, rezultă că B de A are două elemente egale cu 0 dacă A aparține acestor numere comune. Pentru că dacă luăm 3 pe 2, obținem un singur element care ne va da 0. Deci doar dacă îl înlocuim în 3 minus 2a vom obține 0. Dar dacă îl înlocuim pe a cu 1 și cu minus 2, vom obține două elemente care ne vor da 0. Deci putem scrie ca și concluzie că B de A are două elemente egale cu 0 dacă a aparține de la minus 2 la 1. Aparține acestor numere. Haideți să rezolvăm și punctul C.
Ce ne cere punctul C pentru A egal cu 1? Arătați că sistemul de ecuații nu are soluții. Deci vom scrie acest sistem în care vom înlocui pe A cu 1, da? Pentru punctul C. Haideți să vedem cum va arăta sistemul nostru. Deci sistemul va fi în felul următor. 3x plus y minus z egal cu 1. Și vom avea x minus y plus z egal cu 3 și vom avea 2x plus y minus z egal cu 2. Deci, pentru a rezolva acest sistem, putem alege mai multe metode de a rezolva. Dar observăm că dacă luăm primele două ecuații și le adunăm, îl vom putea reduce pe y, da? Și vom avea și pe y și pe z îl vom putea reduce, da? Deci vom lua primele două ecuații și le adun. 3x plus y minus z egal cu 1 și x minus y plus z egal cu 3. Deci adunăm, tragem linie și să vedem ce obținem. 3x plus x este 4x, y-ul și z-ul se reduc, 4x egal cu 4 și de aici va rezulta că x este 1. Deci am obținut o valoare. Și ce mai putem face este să luăm și ultimele două soluții și îl vom obține tot pe x să vedem dacă obținem același x și dacă vom putea afla și alte soluții. Din nou, tragem linie și adunăm. Deci una, primele două și ultimele două. X plus 2x este 3x, y-ul cu z-ul se reduce, 3x egal cu 5, rezultă că x egal cu 5 pe 3. Deja am obținut 2 de x diferit și rezultă că avem un sistem incompatibil. Și de aici rezultă că sistemul nu are soluții. Și acum vom merge la punctul 2, unde avem o lege de compoziție, x compus cu y. Iar la primul punct va trebui să aflăm, deci scriem legea prima dată. Iar la primul punct vom arăta că minus 3 compus cu 3 ne va da 9. Deci, unde avem x, punem minus 3, unde avem y, 3 și respectăm legea. Deci vom avea 1 supra 2 ori minus 3 plus 1 supra 2 ori 3 minus x ori y. Adică minus 3 ori 3. Și vom obține minus 3 supra 2 plus 3 supra 2 și plus 9. Se reduce și am obținut 9, ceea ce trebuia să arătăm la primul punct. La punctul B, va trebui să arătăm că x compus cu y îl putem scrie de formă 1 pe 4 minus x minus 1 pe 2 pe lângă y minus 1 pe 2. Haideți să mai scriem încă o dată legea de la care pornim. Adică 1 pe 2x plus 1 pe 2y minus xy. Avem, deci observăm că avem un 1 pe 4. Deci la legea de la care pornim, deci legea inițială, va trebui să adăugăm un 1 pe 4 și să scădem un 1 pe 4. Deci vom scrie minus 1 supra 4 plus 1 supra 4. Deci am adăugat un 1 pe 4 și am scăzut. Și acum haideți să vedem cum vom grupa pentru a putea da factor comun. Haideți să-l scriem prima dată minus x la a doua plus 1 pe 2x plus 1 pe 2y minus 1 pe 4 plus 1 pe 4. Plus 1 pe 4 trebuie să rămână, da? Este același cu primul din lege și atunci vom grupa primii doi termeni și ultimii doi termeni și vom da factor comun. Deci din primii doi termeni îl vom putea da factor comun doar pe x. Haideți să-l dăm pe minus x factor comun și vom avea y minus 1 pe 2. Din cei
din ultimii doi termeni, îl vom da pe 1 pe 2 și vom avea y minus 1 pe 2 și plus 1 pe 4. Și acum observăm că avem paranteza comună și vom putea scrie y minus 1 pe 2 pe lângă minus x plus 1 pe 2 și plus 1 pe 4. Da, și va trebui să-l facem să arate ca mai sus. Adică îl scriem pe 1 pe 4 în față și vom pune minus. Pentru că din paranteza aceasta îl vom da pe minus factor comun și în paranteză vom avea x minus 1 pe 2. Da? Și pe urmă urmează cealaltă paranteză, y minus 1 pe 2. Și am ajuns la forma la care trebuiam. Haideți să vedem ce ne cere punctul C. Punctul C ne cere să determine numerele reale x pentru care 2 la x compus cu 4 la x minus 1 este egal cu 1 pe 4. Deci la punctul C va trebui să rezolvăm 2 la x compus cu 4 la x minus 1 egal cu 1 pe 4. Cel mai ușor este să folosim în legea pe care am descompus-o la punctul B. Și o să vedeți de ce. Deci, în legea aceasta, îl vom înlocui pe x cu 2 la x, cu 2 la puterea x, și pe y îl vom înlocui cu 4 la puterea x minus 1. Și vom scrie în felul următor. 1 supra 4 minus. Deci, în locul lui x, vom pune 2 la x minus 1 pe 2, pe lângă 4 la x minus 1 minus 1 pe 2, egal cu 1 pe 4. Deci observăm că dacă trecem 1 pe 4 din partea stângă în partea dreaptă, ne va da egal cu 0. Deci vom avea minus, paranteză 2 la x minus 1 pe 2, pe lângă 4 la x minus 1 minus 1 pe 2, egal cu 0. Și acum vom putea egala fiecare paranteză cu 0. Da? Pentru ca un produs să fie 0, unul din termeni trebuie să fie 0. Și vom avea 2 la x minus 1 pe 2 egal cu 0. Deci rezultă 2 la x egal cu 1 pe 2. Deci pentru a-l afla pe x, va trebui să avem aceeași bază și în stânga și în dreapta, dar noi pe 1 la 2, pe 1 pe 2 îl vom putea scrie ca 2 la x la puterea 2 la minus 1. Și de aici egalăm puterile și obținem x egal cu minus 1. Și mai avem 4 la x minus 1, minus 1 pe 2, egal cu 0. Deci 4 la x minus 1, egal cu 1 pe 2. Din nou, haideți, în partea stângă îl scriem pe 4 ca 2 la a doua, pe lângă x minus 1, și pe 1 pe 2 îl scriem 2 la minus 1. Și acum, din nou, egalăm puterile. Adică 2 pe lângă x minus 1, egal cu minus 1. 2 la x minus 2, egal cu minus 1, vom obține 2 la x egal cu 2 minus 1, 1, rezultă x va fi 1 pe 2. Deci am obținut cele două soluții. Unde ne spune numere reale x, da. Acum vom trece la subiectul 3 roman. Avem funcția f de x și va trebui să arătăm la primul punct derivata. Deci începem cu 1a, f derivat de x. Luăm pe f de x, care este minus 1 plus 3 supra x minus 4 radical din x supra x la a doua. Și va trebui să derivăm. Haideți să vedem ce putem face. Deci, primul termen, minus 1 derivat e 0. Nu-l mai scriem. Plus 3 supra x. Deci, noi știm că 1 supra x derivat. Îl derivăm cu formula f pe g și e foarte ușor de demonstrat, dar știm că este minus 1 supra x la a doua. Și atunci noi vom scrie direct minus 3 supra x la a doua. Și minus 4 ori. Pe urmă avem radical din x supra x la a doua, deci derivăm după f supra g. Ca și cât? F derivat ori g minus f ori g derivat supra g la puterea a doua. Și vom avea. Deci pe 4 lăsăm în față că e constantă și vom avea radical din x supra x la a doua. Să-l derivăm sau îl vom putea scrie
Radical din x îl putem scrie ca x la 1 pe 2. Va fi x la 1 pe 2 supra x la a doua. Și vom avea x la puterea 1 pe 2 minus 2, punem cu 2 și vom avea x la puterea 2. Deci avem 1 pe 2 minus 2. Nu primul amplificăm ca al doilea. 1 pe 2 minus 4 va veni minus 3 supra 2. X la puterea 3 supra 2 și acesta va trebui să-l derivăm. X la puterea minus 3 supra 2. Și vom avea minus 3 supra x la 2 minus 4 ori x la n. Îl derivăm ca și x la n minus 1. Și vom avea 4 ori minus 3 pe 2. Deci puterea trece în față. X la puterea minus 3 pe 2 minus 1. Și vom obține minus 3 supra x la a doua. Haideți să simplificăm. 4 cu 2 ne dă 2 plus 6x la puterea. Aici aducem la același numitor cu 2 minus 5 supra 2. Și vom obține minus 3 supra x la a doua plus 6 ori. Deci dacă avem radical din, deci vom avea 1 supra, adică vom putea scrie 6 supra x la puterea 5 supra 2. Asta înseamnă minus 3 x la a doua plus 6 supra radical din x la puterea. Deci e radical din x la a cincea, pentru că radical din x la a cincea îl putem scrie ca x la 5 pe 2. Radicalul reprezintă puterea 2. Și atunci, dacă raționalizăm, sau nu, vom putea scrie minus 3 supra x la a doua plus 6, radical din x la a cincea îl putem scrie radical din 4, x la a patra ori x. X la a patra iasă ca x la a doua și ne rămâne radical din x. Da? Dacă raționalizăm cu radical din x, vom avea 3 supra x la a doua plus 6 radical din x și x la a doua ori x ne va da x la a treia. Deci numitorul este x la a treia. Aici raționalizăm, aducem la același numitor și vom avea minus 3x plus 6 radical din x, totul supra x la a treia, egal cu, și va trebui adusă la forma care ne o cere, vom putea da 3 factor comun și un radical din x forțat, ca să ne dea 2 minus radical din x supra x la a treia, ceea ce trebuia să demonstrăm la punctul A. Am făcut artificii de calcul, am scris acest raport ca radical din x supra x la a doua ca x la puterea minus 3 pe 2. Deci voi puteți alege, fie derivați ca și raport, radical din x supra x la a doua, totul derivat cu formula FPG, fie scrieți așa. Este metoda care vă este mai ușoară, veți obține același rezultat. Iar acum, la punctul B, va trebui să determinăm ecuația asimptotei orizontale la minus infinit. Deci, la punctul B, va trebui să facem limită când x tinde la infinit din f de x, adică minus 1 plus 3 supra x minus 4 radical din x supra x la a doua. Deci pentru că limita tinde la infinit, avem 3 supra x, 3 pe infinit, acesta este 0 direct. Și mai avem 4 radical din i supra x la a doua, din nou, putem scrie 4 la puterea x la 1 pe 2 supra x la a doua. Deci acesta va tinde la infinit pentru că vom avea gradul de sus egal cu gradul de jos.
Și atunci va fi tot 0. Și ne va mai rămâne doar limită când x tinde la infinit din minus 1 din constantă care ne va da minus 1. Sau vom putea aduce la același numitor fracția și vom obține gradul de sus egal cu gradul de jos și vom obține tot minus 1. Iar la c va trebui să calculăm, deci ecuația asimptotei orizontale este y egal cu minus 1. Iar la punctul C trebuie să calculăm limită când x tinde la 4 din 4x minus f derivat de x supra x minus 4. Limită când x tinde la 4 din 4 la puterea x ori f derivat de x totul supra x minus 4. Deci vom scrie în felul următor. Haideți să-l înlocuim pe f derivat de x. Deci îl lăsăm pe 4x ori. Vom scrie 3 radical din x supra 2 minus radical din x și punem totul supra x la a treia. Și vom scrie ori 1 supra x minus 4 pentru a nu avea fracții etajate. Haideți să vedem ce putem face mai departe. Deci să scriem sub un singur raport. La 3 pe lângă x minus 4. Sus avem un 2 minus radical din x. Jos, dacă îl vom descompune pe x minus 4, x minus 4 îl vom putea scrie, deci după formula a la a doua minus b la a doua egal cu a minus b pe lângă a plus b. Deci pentru a putea să-l scriem pe x minus 4 după această formulă, deci dacă a-ul este 4, și b-ul la a doua, dacă x-ul, a-ul la a doua este x și b la a doua este 4, vom putea scrie a x radical din x, pardon, minus 2 pe lângă radical din x plus 2. Și atunci, dacă înlocuim, vom avea limită când x tinde la 4 din 4 la x ori 3 radical din x la 2 minus radical din x supra x la 3 pe lângă. Dar noi avem sus 2 minus x. Deci și jos va trebui să dăm un minus factor comun sau sus. Haideți sus să scriem minus în față. Deci voi pune un minus în față și paranteza o voi putea scrie ca radical din x minus 2. Da? Și jos atunci pun radical din x minus 2 pe lângă radical din x plus 2. Și observăm că paranteza de sus se reduce cu paranteza de jos și ne-a mai rămas limită când x tinde la 4 din minus 4 la x ori 3 radical din x supra x la a treia pe lângă radical din x plus 2. Și acum am scăpat de cazul 0 pe 0 și vom putea să înlocuim pe x cu 4. Deci va fi egal cu minus 4 la 4 ori 3 radical din x, adică 3 radical din 4 vine 3 ori 2, supra x la a treia, 4 la a treia ori radical din x ne dă 2 plus 2, 4. Putem simplifica 4 la a treia cu 4 la a patra, sus rămâne puterea 1 și apoi 4 cu minus 4 și ne va da minus 6. Răspunsul punctului C. Iar la punctul 2, trecem la integrale, avem f de x și la punctul A ne cere să arătăm că funcția f mare de x este o primitivă a funcției f mic de x. Aceasta avem o condiție, deci pentru ca f mare să fie o primitivă a funcției f mic, vom putea scrie f mare derivat de x egal cu f de x. Haideți să-l derivăm. Vom scrie funcția.
Derivăm fiecare termen. Logaritmul din x derivat este 1 supra x plus 2 ori e la x derivat este e la x, minus 2x vine minus 2 ori 1, adică minus 2, și 2021 derivat ne dă 0. Haideți să aducem la același numitor cu x și vom avea 1 minus 2x e la x minus 2x totul supra x. Aici avem plus. Și ca să o facem să arate ca f de x, vom scrie 2x e la x minus 2x plus 1 supra x. Deci am demonstrat că f mare derivat de x este f de x. Deci rezultă că f mare de x este o primitivă a lui f. Iar la punctul B, să vedem ce ne cere punctul B, trebuie să calculăm, să arătăm că integrală de la 1 la e din f de x ne dă treaba aceasta. 2e la 2, 2e la e minus 4e plus 3. Deci la punctul B, integrală de la 1 la e din f de x dx. Dacă ne folosim de punctul A, unde am demonstrat că f mare este o primitivă a funcției f, vom putea scrie că integrala aceasta este egal cu f mare de x, totul de la 1 la e. Și asta înseamnă că vom putea scrie f de e minus f de 1. Și va trebui să înlocuim doar valorile în f mare de e. Și vom putea scrie în felul următor. F de e va fi logaritm natural din e plus 2e la e, deci înlocuim unde avem x, înlocuim cu e, minus 2 ori e, că e 2x, plus 2021. Și acum facem minus și punem paranteză, da? Pentru că să ni se schimbă semnele. Logaritm natural din 1 plus 2e la 1 minus 2 ori 1 este 2 plus 2021. Logaritm natural din e este 1 plus 2e la e minus 2e plus 2021. Vom desface paranteza. Logaritm natural din 1 este 0 și vom avea minus 2e minus plus 2 și minus 2021. Deci să scriem prima dată 2e la a doua. Observăm minus 4e, da? Avem termenii asemenea. Și 1 plus 2 ne dă plus 3 și minus 2021 minus 2021 este 0. Haideți să vedem dacă am obținut 2e la e minus 4e plus 3. Sau, deci dacă nu ne dădeam seama de treaba aceasta, scriam integrală din f de x și era la fel de ușor de rezolvat. Iar la punctul C, ne cere să calculăm integrală de la 1 la 2 din x ori f de x de x. Haideți să-l înlocuim pe f de x. Integrală din x ori 2x e la x minus 2x plus 1, totul supra x de x. Observăm că ni se reduce x cu x și vom obține integrală de la 1 la 2 din 2x e la x minus 2x plus 1. Și nu avem decât să desfacem în trei integrale. Prima, scoatem constanta în fața integrale, 2 integrale de la 1 la 2 din x ori e la x dx minus 2, integrale de la 1 la 2 din x dx plus integrale de la 1 la 2 din dx din 1, da? Acum, prima integrală va trebui să o derivăm prin părți. Deci prima integrală. X ori e la x. Alegem funcția f și g derivat. Când avem cu e la x, întotdeauna pe e la x îl alegem ca g derivat și pe f ca cealaltă funcție. În descriere vă voi lăsa link-ul cu lecția despre integrarea prin părți. X derivat este 1, integrală din e la x ne dă tot e la x. Va trebui să mulțim f ori g, deci vom scrie 2 pe lângă x ori e la x și punem de la 1 la 2 minus integrală de la 1 la 2 din
f derivat ori g, adică e la x ori 1. Aceasta este rezolvarea primei integrale. Minus, continuăm, 2 ori, integrală din x. Este x la 2 asupra 2, de la 1 la 2, și plus integrală din dx, adică integrală din x de la 1 la 2. Haideți să vedem ce calcule putem face în prima parte. 2 pe lângă. Înlocuim 2 e la 2 minus 1 ori e la 1. Și acum minus integrală din e la x este tot e la x de la 1 la 2. Acum continuăm. 2 cu 2 se reduce, avem minus. Și vom avea x la 2 să înlocuim. Haideți să punem în paranteză pentru că avem minusul în față. Și vom avea 2 la 2 minus 1 la 2. Și plus, din nou, înlocuim pe x prima dată cu 2, iar apoi punem minus și înlocuim pe x cu 1. Haideți să desfacem și paranteza. O facem calculele mai bine. Prima dată, 2 e la 2 minus e minus, din nou, avem e la 2 și punem plus e. Observăm că se simplifică e cu minus e și continuăm cu minus. 2 la 2 este 4 minus 1, adică minus 3 și plus 1. Vom înmulți pe 2 cu termenii rămași. Vom mai avea 2. Putem face calculul 2 e la 2 minus e la 2, care vine e la a 2. Deci rămâne 2 e la 2 minus 2. Rezultatul final.